președintele Ugandei vrea să interzic sexul oral. Gura este pentru mâncat, nu pentru sex. Presubliniere din Ugandei a anuncat ce vrea să le interzic propriilor ceceni să practice sexul oral, motivând ce gura este pentru mâncat. Presubliniere din Ioveri Museveni a acuzat pe setereini ce încearc să i conving pe ugandezii să practice sexul oral. Oficialul a emis un avertisment public pe această temă, notează publicația britanică Daily Mail. Dați-mi voie să profit de această ocazie pentru a avertiza cecenii în mod public despre practicile grei sublinierăite în care sunt implicați sublinierei pe care le promovează unii setereini. Una dintre aceste practici este sexul oral. Gura este pentru mâncat, nu pentru sex. Presubliniere-dintele Museveni a semnat în 2014 o lege împotriva homosexualicii, prin care relațiile sexuale între persoane de acelea sublinierei sex au fost interzise. Pedeapsa pentru homosexualitate în Uganda poate ajunge la închisoare pe viac. Legea incriminează sublinierei tăinuirea practicilor homosexuale de către terce persoane. În 2014, când a semnat legea împotriva homosexualicii, presubliniere-dintele Ugandei a afirmat că sexul oral poate cauza paraziți intestinali. Atunci când pui gura acolo poți să te alegi cu viermii care îți intră în stomac, pentru că aceasta este adresa grei, sublinierea IT, a afirmat Museveni.